rata șomajului în zona euro a coborât în luna august până la 8,1%, acesta fiind cel mai scăzut nivel înregistrat după luna noiembrie 2008, a anunțat luni Oficiul European de Statistică. Potrivit Eurostat, rata șomajului în zona euro a scăzut în luna august de la un nivel de 8,2% în luna iulie 2018 la 8,1%. În ceea ce privește Uniunea Europeană, Eurostat informează că rata șomajului a rămas stabilă la 6,8%, aceasta fiind cea mai scăzută rată înregistrată de UE după luna aprilie 2008. În rândul statelor membre, cele mai mici rate ale șomajului în luna august se înregistrau în Cehia, Germania și Polonia, Ungaria, Malta, Olanda, Marea Britanie și România. La polul opus, cele mai mari rate ale șomajului au fost observate în Grecia și Spania. Eurostat subliniază că, în comparație cu situația din urmă cu un an, rata șomajului a scăzut în toate statele membre. În România, rata șomajului a coborât de la 4,9% în august 2017 până la 4,3% în luna august 2018. Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an. Potrivit unui anunț al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, angajatorii din Germania au înscris în rețeaua EURES 537 locuri de muncă, cele mai multe fiind pentru curieri. Alte specializări pe care le caută firmele germane sunt electrician, sudor, personal de curățenie, instalator, șofer de camion, mecanic industrial, cameristă, șef de tură, șef de rang sau bucătar. Totodată mai sunt disponibile posturi de manager hardware și software de sisteme de securitate, mecanici echipamente de prelucrare plastic și cauciuc, operator de mașini, mecanici auto sau șofer de autobuz. Potrivit agenției, contractele de muncă pot avea durată determinată de 12 până la 24 de luni sau pot fi permanente. Pentru posturile de manager hardware, software și ingineri, salariile oferite se încadrează între 50.000 și 74.000 de euro brut pe an. Germania are deficit record de angajați și recrutează masiv străini. Premierul britanic Theresa May a anunțat ajungerea la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană. În urma unei ședințe speciale cu membrii cabinetului, liderul de la Londra a admis că una dintre opțiuni în contextul acestei decizii ar putea fi evitarea Brexit. Decizia protejează locuri de muncă și Uniunea Britanică. Este vorba de o decizie care va fi verificată intens, dar am avut de ales între a construi un viitor pentru țara noastră sau a reveni în punctul inițial, fără a da curs promisiunii asociate referendumului. Opțiunile pe care le avem sunt clare. Acest acord construit pe baza rezultatului referendumului care ne aduce controlul asupra banilor noștri, asupra legilor și frontierelor, oprește libertatea de circulație, protejează locuri de muncă, securitatea și Uniunea Britanică, a subliniat Theresa May. Victor Negrescu, fostul ministru delegat pentru afaceri europene, salută ajungerea la un consens privind Brexitul. Acesta a precizat că acordul înseamnă garanții ferme pentru românii din Marea Britanie. Meteorologii anunță că începând de joi până duminică vremea se răcește, iar temperaturile vor fi cu aproape 8 grade mai mici față de cele normale. În majoritatea regiunilor se vor înregistra ploi, dar nesemnificative din punct de vedere a cantității. În următoarea perioadă, vremea se va răci, încât cel puțin pe parcursul zilei de sâmbătă, regiunile sudice și cele de răsărit va deveni deosebit de rece, dar rece va fi în toată țara. În cursul nopților vor fi temperaturi negative, dar la munte valorile termice rămân negative și ziua și noaptea chiar sub limita de ger la înălțimi de peste 1000 de metri. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi valori cu aproximativ 8 grade sub cele normale, a declarat meteorologul de serviciu din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Reprezentantul ANM susține că începând de joi apar și precipitațiile, iar la munte este așteptată ninsoare.